pe data de 8 noiembrie 1945. A avut loc la București o mare manifestație anticomunistă organizată de tineretul țărănist și liberal cu prilejul zilei onomastice a regelui Mihai. Aceasta a fost înăbușită în sânge de regimul comunist, rezultând 11 morți, 10 de răniți și sute de arestări. Manifestația din 8 noiembrie 1945 este considerată de specialiști prima și una dintre cele mai mari mișcări de protest îndreptate împotriva ciumei roșii și în același timp de afirmare a atașamentului populației față de valorile democrației și monarhiei. Cred că puține popoare s-au lăsat vreodată împușcate ca să-i ureze regelui lor la mulți ani, scria despre acest eveniment principesa Ileana a României.